UPL, lider global în biosoluții, vă recomandă Aminoplant. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spun Ovidiu Ghinea, din nou tot aici la Agro TV, la Agricultura la Raport. Vă anunțam până în pauza de publicitate că de la această oră o să revenim cu alți invitați și implicit cu alte subiecte. Nu mai e un secret pentru publicul nostru. De la această oră, prezenți în studio, domnii George Scarlat, președintele Comisiei de Agricultură din Senatul României. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și eu mulțumesc pentru prezență și domnul Costin Telehuz, secretar de stat în cadrul MEADR. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Bun, cu domnul Telehuz ne-am mai văzut aici la Agricultura la Raport, dar într-o altă calitate. De câteva luni de zile face parte din conducerea Ministerului Agriculturii, este secretar de stat. Pe domnul Scarlat cred că deja îl cunosc telespectatorii noștri din poziția pe care o ocupă de ceva timp. Așadar, avem o oră la dispoziție să discutăm cele mai importante aspecte care țin de cadrul legislativ, dar și de aplicabilitatea lor prin prisma Ministerului. Domnul Telehuz, pentru cei care nu cunosc, haideți să facem așa o scurtă trecere revistă a fișei postului dumneavoastră, pentru că ar fi bine să știe și cei de acasă cu ce vă ocupați exact în cadrul Ministerului Agriculturii și, pe măsură ce emisiunea se derulează, o să și explicăm câteva din lucrurile pe care le faceți în perioada asta în cadrul MEADR. Apoi vorbim și cu domnul președinte Scarlat vis-a-vis de cadrul legislativ și de un lucru pe care l-am apreciat cu toții la vremea respectivă când a apărut acea ordonanță de urgență privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștelor permanente pentru completarea legii fondului funciar. Mă rog, o să ne explice domnul Scarlat mai multe, pentru că e bine să cunoască și crescătorii de animale ce drepturi au și mai ales în ce condiții. Vă rog. Bun, deci conform ultimului ordin al ministrului avem în... Eu și cabinetul meu avem în coordonare, în primul rând, Autoritatea Națională Fitosanitară, da, care în momentul ăsta e cam cea mai grea instituție pe care o coordonăm noi, relația cu Parlamentul, ISTIS, care e rețeaua de testare și omologare a soiurilor națională, Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor, și două instituții legate de vie și vin, UNVPV și Laboratorul Central pentru Calitatea și Igiena Vinului, Valea Călugărească, cu mai multe locații. Păi, dacă aveți și relația cu Parlamentul, v-am zis să vină Parlamentul aici și să fie o relație mai apropiată. Nu e simplă relația cu Parlamentul. Nu, pentru mine în niciun caz nu e simplă așa. Da. Bun, pe dumneavoastră nu vă întreb ce atribuțiune aveți în cadrul comisiei, că sunteți președinte. Domnul Scarlat, a apărut, așa cum menționam un pic mai devreme, ordonanța asta de urgență. Obiectul acestei reglementări reprezintă utilizarea pajiștilor aflate în domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor, numai de către crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, având animale înscrise în RNE și sau în sistemul de identificare și înregistrare a evidelor. Da. Ordonanța, cum spuneți dumneavoastră, ordonanța este apărută încă din 2004. Eu am militat întotdeauna că aceste suprafețe de pași și pășuni trebuie să fie administrate și exploatate doar de către crescătorii de animale. Unu, nu spun că cel mai important, dar unul din aceste aspecte negative, că în, cel puțin în ultimii ani, aceste suprafețe au ajuns să fie exploatate de către societăți comerciale, parte asociații, dar societăți comerciale care au obiect de activitate vânzarea de nutreți și în special partea de fân și posibilitatea de a beneficia de aceste sume de sprijin pe suprafață, cum sunt și o sumă semnificativă, spun eu, pentru pajiști, aproximativ 245-250 de euro per hectar, înseamnă o sumă importantă.
Aici aș vrea încă o dată să clarific, am mai spus-o la dumneavoastră în emisiune, această subvenție pe suprafață, pe pajiști, în mod normal, sumele primite trebuie utilizate tocmai pentru întreținerea, îmbunătățirea calității solului și astfel încât, indirect, animalele beneficiere, care cresc animale, să utilizeze într-un mod rațional și totodată să aibă uzufruct după îmbunătățirea și întreținerea acestor suprafețe. Din nefericire, am spus-o încă din mandatul când eram deputat, că această mișcare, acele condiții oarecum cumulative la vremea aceea, prin care trebuia să faci dovada încărcăturii de animale de 0,3 UVM-uri până la data de 31 martie a anului și întreținerea minimă printr-o cosire a suprafeței, erau cele două condiții cumulative pentru a obține sprijinul. A fost amendată legea de aprobare a ordonanței 34 și până acum o săptămână, așa cum cred că acum cam 3 săptămâni la dumneavoastră în emisiune am spus că va fi pe plenul Senatului și va fi votat raportul de modificare a ordonanței 34, astfel încât aceste două condiții să nu mai fie cum au fost până astăzi. Să faci dovada încărcăturii de animale sau să demonstrezi că ai făcut o simplă cosire, ceea ce nu e suficient. Ala care face o cosire nu are și animale. Și atunci aceste două teze le-am separat prin două amendamente. Și așa cum vă spuneam, săptămâna trecută au fost votate în plenul Senatului și a mers la proiectul de lege cu un raport de adoptare, a mers către Camera Decizională, Camera Deputaților. Sper că și colegii din Comisia de Agricultură din Camera Deputaților să voteze în această formă propunerea legislativă. Bineînțeles, inițiativa au fost a unor colegi prin simplu fapt că dintre beneficiari, crescătorii de echidee, în special, sunt câteva ferme de măgărițe, trebuie să o spunem, și e o nișă și trebuie încurajată. Ei erau exceptați. Nu puteau să beneficieze pentru că ei nu aparțin sistemului de identificare în RNE, Registrul Național al Exploatațiilor, ci ei sunt în sistemul de identificare și înregistrare a echivideilor. Un alt sistem, și ei erau exceptați. Și am făcut această modificare și totodată, așa cum spuneam, începând cu 1 ianuarie 2023, cererea la APIA, dacă va rămâne în forma aceasta, mă repet, și în Camera Deputaților, cererea la APIA vor depune doar crescătorii de animale, doar ei vor avea dreptul la concesiune minim 7 ani, maxim 10 ani pentru suprafețele de pajiști. Iar cei care sunt proprietari de pajiști, deci proprietari, nu beneficiari unei concesiuni sau închiriere de la primărie, proprietari de pajiști, ei vor fi singurii care nu vor trebui să facă încărcătura minimă de 0,3 UVM-uri pe hectar, ci va trebui să întrețină minim printr-o simplă cosire și curățare și îmbunătățirea solului pentru a obține acel sprijin de la APIA. Bun, revenind la domnul secretar de stat, vreau să discutăm despre Agenția Fitosanitară, pentru că e o instituție importantă în contextul actual și totodată să privim câteva aspecte care influențează tehnologia și viața fermierilor. Știți foarte bine lucrurile astea pentru că ați fost fermier până de curând și v-ați lovit de fel și fel de probleme vis-a-vis de derogări. În momentul de față avem solicitări, aveți solicitări vis-a-vis de a se lua anumite derogări pentru anumite culturi? Da. Se vede că sunteți foarte informat pentru că chiar astăzi a ajuns la MAPA și la mine și la domnul ministru și la doamna director general a ANF o cerere din partea mediului asociativ pentru o derogare pentru păioase, pentru utilizarea neonicotinoidelor. Ultimii ani în care n-am avut la dispoziție instrumentul ăsta, se pare că au apărut probleme pe care nu le-am prevăzut inițial, cum ar fi un atac foarte serios de Zabrus tenebrioides, care a făcut ravagii în toamnă și în primăvara asta. Urmează să analizăm argumentele aduse, pentru că au fost depuse și documente justificative sub forma unor studii.
și vom vedea dacă putem să argumentăm folosind și situația pe care o avem acum în întreaga piață și în contextul unui pericol de criză alimentară, dacă putem să obținem, să argumentăm, de fapt, pentru că noi trebuie să obținem aprobare de la Comisie, să folosim o derogare pentru poioase, în special grâu și ors. Există solicitarea asta, sunt sigur că vor mai veni și altele. Probabil că mai toate organizațiile de fermieri se vor alia în spatele demersului. Vom analiza cu atenție și o să, bineînțeles că eu o să pledez pentru acordarea ei, dar nu pot să spun de acum că o vom avea sau nu. În momentul de față, pentru câte culturi avem noi derogări? În momentul de față, pentru neonicotinoide, avem derogări la porumb, floarea soarelui și sfeclă. Astea pe o perioadă determinată, deci știu. Perioadă finită, care bineînțeles că a expirat. Am avut-o și pentru campania 2022-2023. Și sunt demersuri care se analizează în fiecare an și se rezolvă punctual. Este într-adevăr un subiect sensibil în relația noastră cu Comisia Europeană, care ne reproșează periodic faptul că folosim derogări destul de frecvent. Dar ele sunt întotdeauna motivate și sunt, bineînțeles, foarte utile pentru fermieri. Mai ales că speciile pe care la care au fost emise aceste derogări nu sunt specii melifere și interdicția care a fost aplicată neonicotinoidelor a fost aplicată în principal cu argumentul că ar afecta populațiile de albine, lucru care se pare că între timp n-a fost demonstrat nici în statele care au în vigoare interdicție încă dinainte să intre în vigoare și la noi. Bun, 10 secunde de publicitate și ne reîntoarcem. Combaterea biologică este modul eficient și natural de control al dăunătorilor și bolilor din culturile dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu natura. Am revenit în direct împreună cu domnul Costin Telehuz, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, și George Scarlat, președintele Comisiei de Agricultură din Senat. Discutăm și despre legea arendei. Avem noutăți? Da, avem noutăți, așa cum v-am spus, că până la sfârșitul lunii mai, am spus în emisiunea noastră, a fost termen pentru obținerea avizului din partea Consiliului Legislativ. El ne-a venit, este favorabil și în acest sens am pus-o pe ordinea de zi săptămâna viitoare și permiteți-mi la dumneavoastră în emisiune să fac anunțul public către toate formele asociative interesate în dezbaterea proiectul propunerii de modificare a codului civil, că în fapt legea arendei, spunem noi, general, exact. Dar acum, pe repede înainte, mergem pe el 348, propunerea legislativă cu modificarea legii 287/2009, codul civil. Și marți, ora 10, marți săptămâna viitoare, ora 10, invităm aici toate formele asociative, bineînțeles, ministerul este obligat să fie prezent, pentru a dezbate, întrucât sunt câteva aspecte în cadrul legii în care și cei mici fermieri, spre surprinderea mea, vor câteva amendamente, întrucât, în primul rând, durata arendării în propunerea legislativă, ca fiind minim de 10 ani, se consideră a fi făcută pe toată perioada necesară recoltării fructelor pe terenul agricol, dar mai sunt câteva aspecte pe care cei mici spun, domnule, noi nu avem puterea financiară acum, chiar și avem o recomandare din partea Consiliului Legislativ și al Comisiei Juridice din Senat, care este comisia vizatoare a proiectului, și spun că asupra drepturilor de proprietate trebuie să mai discutăm puțin, pentru că dacă contractul de arendă este
este supus inclusiv moștenitorilor, adică trebuie respectat obligatoriu de către moștenitori și mai departe, fiind un contract între părți, clar primează și este opozabil și moștenitorilor, dar trebuie să vedem în anumite condiții. Revenind la fermierii mici, cei care doresc să se dezvolte, să ajungă la o fermă medie, peste, nu știu, unde în jur de 100, 150, 200 de hectare, ei spun, domnule, dacă fermierii cei mari încheie contracte, oricum mare parte dintre contracte sunt pe perioadă mai lungă de timp, nu se merge pe un an, doi, dar ei spun că în momentul acela 10 ani de zile vor sta pe bară, că nu vor mai reuși să încheie contracte. Și ei ne-au solicitat. Și atunci, mici, unde se va ajunge? Vom dezbate și vom vedea. La o perioadă mai redusă? Propunerea va fi din partea Comisiei, exact, dacă tot voi discuta de Ordonanța 34, așa cum administrațiile publice locale sunt obligate să încheie contracte de concesiune pentru suprafețele pajiști între minim 7 ani și maxim 10 ani de zile, cred că vom analiza și vedem dacă e oportun să coborăm la minim 7 ani, pentru că sub 7 ani, clar, chiar nu poți să ai nicio perspectivă pe termen mediu de a face investiții atât în suprafață cât și din punct de vedere al infrastructurii. Să vedem. E supunerea dezbaterii. A fost o întreagă euforie. Că noi, în cadrul Comisiei, suntem deschiși și vom face ceea ce vor dori în parte fermierii și asta am făcut întotdeauna și așteptăm la dezbatere. Mâine dimineață, clar, pentru că astăzi a fost o zi destul de încărcată cu privire la legea pescuitului. N-am considerat că e atât de importantă și atât cu multe ore de dezbatere. Suntem în a treia săptămână de dezbatere cu toți actorii interesați și da, trebuie să discutăm pentru că și acest sector este deficitar. Și numai că este deficitar, dar vedem o accelerare a deficitului de balanță comercială. Astăzi, la porc, aproape rivalizează cu sectorul, dacă putem să glumim amar, cu sectorul porcului. Undeva la 80-81% importuri. Da? Și e o altă, zic eu, noutate pentru fermieri. E așteptat această lege din, să spun așa, din păcate, nu va fi finalizată până la sfârșitul acestei sesiuni, adică undeva la începutul lunii iulie. Cu siguranță va putea fi aplicată de anul viitor și clar în septembrie mi-au angajamentul în fața tuturor terminilor că în luna septembrie va fi la Camera Decizională, în Camera Deputaților și să sperăm că va trece repede și de Camera Deputaților, din Comisia din Camera Deputaților și să fie votată, să vină în sprijinul totuși a fermierilor, pentru că nu mai poți să stai nici la, eu știu, la șantajul. Nu e un cuvânt, poate un termen mai dur, dar a proprietarilor, pentru că s-au obișnuit și ceea ce era acum câțiva ani în Moldova și partea de sud, acum este general la nivel de țară, inclusiv în Ardeal, discutând cu fermieri, încă toți dau o arendă pe un an de zile și întreabă pe fermier ce îmi aplici, ce cultură înființezi, pentru că eu trebuie să merg la apia. Și de aceea avem lista aia de 800 și ceva de mii de fermieri activi, dar în realitate nu cred că sunt nici măcar 200 de mii de fermieri. Dar ușor, ușor o să vedeți că va exista o epurare în acest sens. Clar, ea vine și clarifică și anumite aspecte cu privire la subarendarea totală sau parțială fiind interzisă, sub sancțiunea nulității absolute și doar cu excepția schimbului de utilizare a terenului între fermieri, pentru că știm că încă suntem precari aici la cadastrare. Și o noțiune care e bine că e abordată pentru prima dată într-un act legislativ. E prima dată când schimbul de teren operațional e acceptat în lege. Da, dar să vedem cum reacționează fermierii când o să avem articolul 1845 prin care contractele de arendă încheiate în formă autentică, precum și cele înregistrate la Consiliul Local, constituie în condiții legii titlul executorii pentru plata arendei la termenele și modalitățile stabilite în contract. Neplata în termenul prevăzut al contractului va avea ca efect rezilierea unilaterală a contractului, ceea ce, dacă ne aducem bine aminte, clar, în cele mai multe cazuri, nu din vina fermierului, dar anul 2020, an negru în calendarul agricol, în sectorul vegetal și nu numai, și așa mai departe, au dus acolo unde contractele nu au mai fost respectate. Ori acest contract, această inițiativă vine un pic ca un aplomb și oarecum ca o garantare pentru proprietarii de teren pentru a-și încasa arenda. Și schimbă lista de priorități a fermierilor astfel încât să acorde prioritatea arendei și
să fie foarte atenți cum își tratează proprietarii. Acolo unde apar drepturi în plus, trebuie să apară și obligații. Bun. Ministerul cum se poziționează vis-a-vis de durata asta a contractelor de arendă? Știu că e o întrebare dificilă, dar... Nu e o întrebare dificilă. Am făcut solicitări și domnului secretar de stat, domnul Telehuț, acum mai nou și mă bucur, fac o paranteză, mă bucur foarte mult că în, eu știu, în factorul decident sau în decidentul public și în special în Ministerul Agriculturii vin și oameni și vin fermieri, da, să vadă cam care este viața în, pentru că foarte greu. Cei din zootehnie am avut, având atribuții mai multe față decât a avut secretar de stat și sunt în continuare. Eu nu m-am dezis niciodată. Sâmbătă, duminica, mă întorc în fermă. În schimb, e mult mai greu sau lucrurile se mișcă mult mai greu decât se mișcă în privat, unde decizia ți aparține, o poți aplica de astăzi pentru mâine sau de cele mai multe ori peste program, că nu ai program de lucru, așa cum este la funcționarul de stat, să spun așa. Referitor la punctele de vedere, am făcut apel și către cei care, și în general către toți secretarii de stat, chiar și domnul ministru, să avem punctele de vedere ale ministrului, pentru că vrem să avem o relație directă, transparentă și de susținere a politicilor din cadrul ministerului, dar să avem și noi punctele de vedere în timp util. Cel puțin am solicitat cu 24 de ore, dacă nu cu 48 de ore, înainte de a dezbate noi în cadrul comisiei. Pentru că ați văzut, de cele mai multe ori, colegii din Comisia de Specialitate doresc să țină cont și de punctul de vedere al Ministerului Agriculturii, pentru că este important ca și politică. Până acum nu avem punctul de vedere al Ministerului Agriculturii, dar cred eu că nu va fi o problemă să susțin această inițiativă. Înțeles că în principiu inițiativa e susținută, numai că sunt nevoit să cer clemență în numele Ministerului, pentru că nu toate direcțiile s-au exprimat. Avem un punct de vedere al ADS care cere exceptarea de la prevederile inițiativei, deoarece ADS au o lege specială și au lege specială care urmează și procedura lor principală este concesiunea, forma juridică denumită arendare fiind folosită doar până la întocmirea unui contract de concesiune. Sunt termeni juridici, sunt niște noțiuni de din afară se văd ca fiind de formă, numai că ele sunt foarte importante pentru ADS și ADS cere ca cere să fie exceptat de la prevederile modificării la codului civil în sensul ăsta, pentru că arendările lor nu pot dura decât o perioadă până când reușesc să încheie concesiuni. Relativ la punctul de vedere al Ministerului, bineînțeles că el este favorabil, numai că încă nu s-a încheiat o dezbatere începută între direcțiile din Minister și trebuie grăbită acea dezbatere, pentru că noi vom lua decizii. Și vom grăbi. În perioada de vacanță parlamentară, cel puțin, eu nu o să am vacanță și cred că și parte din colegii mei avem o săptămână, cum să spun eu, o săptămână de permanență pe care ne vom alege, cred că mai posibil, în luna august și vrem să facem câteva deplasări. Poate o să ne fiți parteneri în câteva dezbateri pe legi importante în teritoriu, astfel încât să ne întâlnim la ei acasă, să spun așa, la fermieri, cu Comisia de Agricultură, cel puțin din Senat. Dacă îmi permiteți să doar să trec în revistă câteva inițiative care sunt pe scurt, care sunt în dezbatere la comisie. Avem propunere legislativă L355 pentru completarea legii numărul 138, legea îmbunătățirilor funciare, unde vă spuneam tot aici cândva la dumneavoastră în emisiune, pentru că sunt acele infrastructuri, OAI-uri preluate de către fermieri, de către forme asociative, dar din nefericire multe dintre ele au fost dezafectate sau au fost vandalizate, deteriorate, dar luate ca și material cu consumator pentru altele, adică din trei am completat și am făcut unul sau două. Okay. Dar în continuare ele sunt ținute captive în a se împiedica, în a dezvolta și sunt solicitări din partea altor fermieri de a le prelua și a le moderniza. Sunt și cazuri mai grave, cum e județul Galați, în care fermierii la acea vreme, în 2012, s-au organizat și au preluat
inclusiv în federație, infrastructura principală de irigații și neavând surse financiare, pentru că politicile ministerului, din nefericire, și nu căutăm vinovați, dar nefăcând diferența între un UAI și o federație de servești, un UAI 200, 300, 500, poate 1000 de hectare și o federație 10 de mii de hectare, în speță Federația Câmpia Covorului, care are 120 de mii de hectare, nu poți să aplici un proiect de 1,5 milioane. Dar, din nefericire, legea 138 a înfrânat preluarea și acum facem creăm posibilitatea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare ca la solicitarea ei și în urma unui control, dacă lucrurile nu stau întocmai așa cum s-au angajat prin procesul verbal de predare-primire, să se poată să se facă posibilitatea asta, bineînțeles, prin ordin al Ministrului Agriculturii, să se facă analiză și preluarea infrastructurii, urmând ca cei care nu, la momentul preluării inventarul nu este identic cu cel la predarea lui, diferențele să fie suportate diferențe de înlocuire sau de către cei care au administrat în fapt până la acea dată infrastructura. Bun, pauză și ne întoarcem.